Vom discuta despre acest lucru puțin mai târziu, pentru că aș dori să-l întreb și pe domnul Miocden, să-l întreb dacă e o întâmplare, consideră că e o întâmplare sau nu, evenimentele de la Timișoara, faptul că această revoluție a început la Timișoara. Păi, într-o oarecare măsură, dar, de exemplu, la Timișoara, eu cred că era o atmosferă în oraș de așteptare. Deci eu, cel puțin, mă așteptam să se întâmple ceva. Deci, eu am ieșit în 16, am fost unul dintre cei. Măgurean, asta, că nu, există... nu merge pe varianta domnului. Eu am varianta mea. Deci, domnul Măgurean cu varianta lui, eu cu varianta mea. Vă rog. Deci, eu pe 16 decembrie, când am strigat jos Ceaușescu, eu n-am strigat jos Ceaușescu cu gândul că voi deveni martirul neamului. Eu am strigat jos Ceaușescu cu gândul foarte clar că probabil poate întâmpla să cadă Ceaușescu. Deci, eu am crezut în 16 decembrie că este posibilă căderea lui Ceaușescu. Și referitor, aș dori să pun o întrebare lui domnul Măgureanu și o întrebare lui domnul Radu Tinu. Domnul Măgureanu, dacă ar putea să ne explice ce funcție avea dânsul în decembrie 89 pentru a putea avea acces la acele informații pe care ne-a spus, și pentru că s-a vorbit de momentul opririi tramvaielor, am aici o carte a unui securist timișorean, Nicolae Danciu Pernicianu, Tot ce am pe suflet, dacă se poate filma. La pagina 160, el descrie acest moment. Spune așa: într-un grupșor de câțiva inși se afla și domnii Suru, director al Jucla Lira, și majorul Radu Tinu, subdirector în securitate. Vorbește despre un om care se cățăra pe tramvai și striga lozinci anticeaușiste. În vreme ce omul de la căile ferate se bălângănea pe creștetul tramvaiului, Radu ar fi zis: îl vedeți pe ăsta, adică pe cheferist. Așa îl voi bate la cur, îi voi da cu creionul doar peste coaie. Uite așa, uite așa, grăia Tinu Radu și se lovea cu un pix peste palmă. Este deci ceea ce a scris securistul Nicolae Danciu Pernicianu. Ar trebui să ne spune domnul Tinu dacă și-a realizat visul de a lovi peste coaie pe acel cheferist. Știți, eu sunt până aici sătul de trivialități la televiziune. Domnul Danciu Pernicianu n-a fost ofițer de securitate niciodată. Doi. Dar ce a fost? Pentru că așa reiese, că a fost... Așa spune el, dar nu a fost niciodată. A fost omul care punea ștampila pe pașapoarte. El n-a fost ofițer de informații niciodată și domnul Danciu Pernicianu, îmi pare rău, dar trebuie să spun că bate câmpii. Și atâția psihiatri sunt în Timișoara încât o să-i recomande unul bun. S-a gândit vreodată frateze. Instituția să-l acționeze în instanță pentru că s-a erișat? Danciu Pernicianu este cunoscut, el a fost trecut în rezervă din motive pe care le știe și n-are rost să discutăm. Eu, în acele zile, în acea zi, am stat lângă Laza Knejevici. Am stat amândoi 3 ore în mijloc în stația de tramvai. Laza Knejevici îl cunoaște toți, îl cunoaște și toată România. Poate fi întrebat. Domnul Suru, director la Sala Lira. Nici nu-l cunosc. Domnul Măgureanu, haideți... Un minut. Vă rog. Nu puteți numi ceea ce am rostit aici ca o variantă a mea. Astea sunt evaluări globale care, asupra cărora s-a convenit că așa s-au petrecut lucrurile, au fost între timp certificate, ca să spunem așa, argumentate și în cele din urmă acreditate către opinia publică, nu este o variantă îndreptată împotriva a ceea ce susțineți dumneavoastră. Alminteri, cum să zic, eu consider că oamenii care au stat în stradă strigând împotriva regimului merită tot respectul și eu personal, eu Măgureanu, nu pot avea vreodată o variantă împotriva a ceea ce spuneți dumneavoastră, nici nu-mi propun. Una la mână. Deci astea sunt evaluări globale. Vă voi spune deci că aceste evaluări rezultă și din argumentele pe care le-au făcut publice diversele cancelarii ale, cum să spun, principalelor puteri care au concurat la starea de lucruri ce a dus la prăbușirea comunismului în lanț, mai ales în anul 89. Și ultima chestiune, mi-a spus o întrebare directă. Eu în 17 decembrie 89 aveam o poziție extrem de umilă care n-are nicio legătură cu prezența mea aici. Eu eram cu domiciliu forțat la Focșani și aveam funcția foarte înaltă de, cum se cheamă, muzeograf la acest muzeu. Funcție deci, cu care... Funcție legate de... Nu puteați avea din funcția de muzeograf niște informații dar mai deosebite. Dar nici nu le aveam pe acea dată. Vreau să vă spun că a fost un fel de concurență între mine și securiștii de la
Focșani care îmi stricau tot timpul aparatul ca să nu mai asculte Europa Liberă, deși nu m-au contactat niciodată ca să-mi spună să nu fac acest lucru. Deci, ca să vă spun așa, ceea ce am rostit aici nu sunt informații obținute la data de 17, când în Timișoara probabil că mult mai târziu. Abia a început, mult mai târziu. Și mi-am permis să citez niște evaluări dintr-un raport care s-a dat către conducerea țării cel puțin la vreo 4 ani distanță de la evenimentele din 1989. Domnul Burlacu, foarte scurt, vă rog, pentru că... Deci foarte scurt, domnul Măgureanu, deci informațiile astea globale sunt din 46 că România nu este o țară comunistă și trebuie să revină la linia ei. Informații globale au fost tot timpul. Nu cred că este o informație ceva nou, rapoartele care precizează din 46 până în 89 că într-adevăr România își va prelua cursul. Bine, domnul Măgureanu, ne-a spus deci că este ceva nou, ce a răspuns deci la întrebare. Deci vreau să precizez că regii din ăștia, dacă sunt informații corecte, le acceptăm și dorim foarte scurt să vă spunem că noi nu știam ce facem mâine, nu știam ce facem în următoarea oră, în Revoluție. Deci nu a fost ceva regizat din afară. Iar dacă, cum a spus domnul Tinu, că o precizat americanul că ori pornit, poate ori încercat să pornească. Poate că americanul s-a luat după filmele care sunt făcute la noi în România de dezinformare continuă și nu sunt după filmele și realitățile care le-am trăit noi. Pentru că văd că noi nu suntem mediatizați de 14 ani, sunt mediatizați activiști. Vă referiți la aceste evenimente și eu am adresat o întrebare un pic mai devreme. De ce Timișoara? Vă rog. De ce Timișoara? De ce Timișoara? Poate Timișoara? Că a fost chestia cu Turkish, nimeni nu spune. Poate că vă rog, domnul. De ce? Pentru că istoria este scrisă. Deci eu vreau să... Din cauza aceea. Eu vreau să ajung dacă a existat un scenariu. Vă rog. Care? La Timișoara? Da. Niciodată n-a existat niciun scenariu la Timișoara. Zic astele. Deci haideți ca să concretizăm niște lucruri. Este vorba de ziua de 16 decembrie, așa cum spunea și domnul Radu Tinu. În data de 14 decembrie, în data de 15 decembrie, au fost oameni în fața casei pastorului Tăcheș. Mă contraziceam mai înainte cu colegul Burlacu. Nu trebuie să omitem numele lui Tăcheș din această... Din istorie. Poate Sorin. Faptul că Revoluția nu a plecat de el, că n-a spus niciodată, frați români, să protestăm, să cerem libertate, democrație, este cu totul altceva. Dar a fost scânteia de la care s-a plecat. A fost, dacă vreți... Imboldul, probabil, de unde... Faptul că am putut să ne adunăm acolo o mână de oameni, că am fost 20 la un moment dat, că la un moment dat am fost 400, asta nu contează. Important e că a fost acolo. Mai mult decât atât, vreau să spun, ați întrebat de ce Timișoara. Păi logic că nu se putea întâmpla la Suceava sau la Iași. De ce? S-a întâmplat la Iași că la 14, a fost Brașov cu 2 ani în urmă. Deci la Timișoara vă spun de ce. Am avut posibilitatea să urmărim posturile de televiziune străine, maghiare și iugoslave. Am avut, erau iugoslavi atunci, acum sunt sârbi, atunci erau iugoslavi. Tot Apoi, puteam să citim presa de dincolo. Marea majoritate a timișorenilor știți bine că au rude în Occident. Și este logic faptul că veneau rudele aici, puteau să Crezi ne împărtășească... Că aveam mai mare deschidere? Exact, puteau să ne împărtășească din viața cu adevărat liberă, nu ceea ce trăiam noi aici în acel sistem comunist.